intrat pe scenă, păi, mi-am dat seama că eram departe de tot de public, că toată lumea mă privea cu niște ochi foarte, foarte critici și mă judecau și am venit să intru în pământ și venea să... Și normal că am uitat textul. Și atunci am zis, fai de cap. Și cred că am făcut, așa mi-aduc aminte că am făcut, deci am făcut așa niște diagonale pe scenă, gen improvizație, vezi, Doamne. Și mă plimbam așa pe scenă și în timpul ăsta mă gândeam, zic, ce fac? Și zic, ok, cred că o să renunț, mă opresc și le zic, mă scuzați, pot să mă opresc să reiau de la început? Și am zis, Doamne, ești penibilă tot ora, deci că ești la grădiniță, termină, trebuie să mergi, trebuie să faci. Mă rog, am mai plimbat de vreo 2-3 ori, după care mi-a venit textul minte și l-am zis, dar deja era foarte departe de ce era să fie. Și în juriu era domnul Marcel Iureș, doamna Maia Morgenstern, adică...